Conferința de presă a Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă organizată la Roman vineri 27 ianuarie a relevat o realitate legată de faptul că șomajul real nu corespunde cu cel din hârtii. În documente, rata șomajului este destul de mică, de doar 5,7% la nivel de județ și 1,18% la Roman. În realitate însă, lucrurile stau cu totul altfel. Am să încep cu date operative privind șomajul la sfârșitul anului 2016. Pe total județ, rata șomajului a fost de 5,77% asta a fost în 2015 și în 2016 avem o scădere de la șomaj, deci la 5,57% pe cifre 11.171 de șomeri pe întreg județul, din care 4.341 femei, șomeri indemnizați 2.602, din care 1.155 femei, neindemnizați 1.569, din care 3.186 de șomeri. Deci o scădere, nu foarte mare, a șomajului. În zona Roman avem un total de 3.881 de șomeri, din care femei 1.378, indemnizați sunt doar 729 de șomeri, din care femei 275, iar neindemnizați 3.152, din care femei 1.103. La Roman, ponderea șomajului este de 1,18% în populația stabilă de 18-62 de ani. Avem un total de 577 de șomeri înregistrați, din care șomeri indemnizați 309. Deci vedeți o pondere mai mare a șomerilor indemnizați în total față de media curentă pe întreg județul. La mediul rural, deci, predomină șomerii neindemnizați, cei de la înscriși cu dosare pentru venitul minim garantat. Ca și comune unde șomajul este mai ridicat, Bacna 8,81%, Bâra 9,61%, Boghicea 16,33%, Dulcești 10,03%, Uniceni 16,41%, Pâncești 12,89%, Valea Ursului 13,19 și Vărân 16,95. Asta ar fi ca cifre despre șomajul în zona Roman. Șomerii indemnizați sunt și ei în scădere, mai ales în rândul tinerilor care nu trec pe la agențiile de ocupare a forței de muncă din cauza faptului că nu îi interesează indemnizația de nimic care li se oferă în prezent. Ca și șomeri indemnizați, la sfârșitul anului trecut, deci am avut numai 882 de șomeri înregistrați, din care 204 proaspeți absolvenți, față de 2015 la sfârșitul anului, când aveam 1211 șomeri indemnizați, din care 327 proaspeți absolvenți. După cum remarcați, avem o scădere accentuată a absolvenților, deci care s-au înregistrat la agențiile noastre, scădere care nu este datorată neapărat scăderii statistice a generațiilor, dar este în special datorat neatractivității indemnizației de șomaj care s-a acordat absolvenților, care a rămas la nivelul de 250 de lei de foarte mulți ani, timp în care, de exemplu, salariul minim a crescut undeva de la 600 de lei la 1450 în prezent. Deci, efectiv, tinerii nu mai sunt înclinați să se înregistreze la agenția de ocupare pentru că sumele care le primesc sunt foarte mici. Noi avem programul nostru de măsuri active în care imediat ce intră în șomaj, începem măsuri active cu ei, trimitem la cursuri, trebuie să facă practică, adică să depună niște eforturi mari care în gândirea lor, chiar dacă în perspectivă sunt mai mult decât utile, nu au un corespondent financiar foarte rapid. Spunem așa, pentru a compensa acest lucru, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă a depus în luna decembrie, într-un final, după un an și jumate de discuții, proiectul de înregistrare și integrare a tinerilor niți, tinerii care deci, nu mai sunt în școală, nu urmează forme de calificare, nu sunt angajați, deci efectiv nu fac nimic. Și acest proiect a fost depus, negociat cu Ministerul Fondurilor Europene și Comisia Europeană și sperăm să fie aprobat cât mai curând,
Și în cadrul lui, pentru județul Neamț, bineînțeles, Agenția Județeană de Ocupare va implementa planul de măsuri pentru a înregistra toți acești tineri în cadrul agenției. Directorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Neamț, Daniel Chirilă, a subliniat faptul că în programul de guvernare al premierului Grindeanu sunt prevăzute o serie de măsuri care, odată transpuse în realitate, vor face mai atractivă instituția pe la care vor trece probabil și tinerii absolvenți. Este vorba de o primă de înregistrare care va determina tinerii șomeri să treacă pragul agențiilor locale de ocupare a forței de muncă.